Bună tuturor, eu sunt Lego Rare și iar astăzi o să fac un review special la unul dintre seturile mele favorite din sezonul 1, Jestro's Evil Mobile, sau Rău Mobilul lui Jestro, setul cu numărul 70316. Și să începem review-ul mai întâi cu minifigurinele. Aici l-avem pe Jestro, măscăriciul cel malefic, cu bagheta lui de invocat monștri ca accesoriu, printuri pe corp, pe picioare, cu o pelerină așa mai ruptă, pe spate print, cu... Haide! Oh, nu pot să-i dau... Ah, ba da, tocmai am întors capul odată cu accesoriul lui de măscărici, această pălărie. Haide! Da, e clar. Trebuie să pun casca aici și să-mi întorc pe totul. Haide! Haide! Da, nu prea pot. Dar asta e expresia lui alternativă. Pare trist pentru că tocmai ce-și dă seama ce a făcut și câte bele le-a cauzat cavalerilor și asta e expresia lui de nebun când colecționează cărți și vrea să fie răzbunător pe toată lumea. Să trecem la următoarea minifigurină. Și anume Lance Richmond, cavalerul perfect, cu puterea Nexo descărcată de la Merlock, o să vă spun numele la final, cu lancia lui care arată mult mai accurate în acest set față de motocicleta lui, set pe care l-am prezentat, arată destul de bine și această încărcată cu puterea Nexo, punem deoparte. Minifigurina este exact ca cea din motocicleta lui, expresiile aceleași, adică cea fericită și cea când clipește din acest ochi. Și acesta a fost Lens. Să trecem la prima construcție a setului, care este calul de turnir al lui Lens. După cum puteți vedea, are două, cum se le numesc, mașete, două chestii care îl pot controla, pentru că este un cal robotic. Are aici un sticker, aici un sticker. Arată destul de blând. Acestea două sunt folosite pentru a le pune, pentru a-i pune arma lui Lance aici, așa, și în partea asta scutul. Să trecem acum la monstru. El este Sparks. Pe Burnsy deja l-am văzut. Pe prietenul lui cel mai bun l-am văzut deja în transportul lui Axel. O construcție destul de simplă, similară ca aceluia. Are ca accesoriu această coasă, care din nou mi se pare degeaba, în serial nu a avut arme. Construcție la spate. Chestia asta roșie nu-mi place deloc, adică mai bine încercau o recolorare pe negru ca să dea mai bine cu designul lui sau, eu știu, pe acest portocaliu de lavă. Are această piesă de ochi, un fel de cap cu un ochi printat, cu această cască ghiare, destul de înfricoșător pentru un monstru. Stai. Așa, și să trecem la construcția cea mare. Jestro mobilul, baza mobilă a lui Jestro. Destul de mare, tot felul de detalii. Să vă arăt mai întâi stickerele, aici un sticker, pe laterale două stickere. Acesta este un sticker cu fața unui Joker, dacă îl vedeți. Roțile destul de mari, o închisoare aici. Oh, Clay, tu ce cauți aici? Ești aici. Suntem la review. Așa că a trebuit să-l scot acum. Acestea sunt folosite pentru a le lansa. Sunt unite toate între ele, adică sunt folosite ca minci de lavă, explozive. Le punem aici și le lansăm.
cu aceste catapulte. Cum am mai spus, o închisoare aici, destul de detaliată, adică cel puțin au loc mai mulți cavaleri, cu un craniu aici, o închidem, are și o funcție, în timp ce se mișcă, stați că nu știu cum să văd. Deci să luăm de aici, în timp ce se mișcă, se mișcă și gura de jos, dacă vedeți. Nu știu cum să vă arăt mai bine, ar trebui să înlătur tot de pe masă ca să se vadă mai bine. Să încerc acum. Sau dincolo. Ați prins ideea. Înăuntru sunt folosite și aceste rotițe portocalii de lavă care se mișcă în același timp cu gura pentru că sunt conectate împreună. Mai are și o funcție, stați-vă arăt, partea asta așa de sus unde stă gestro cu cartelul malefică se poate detașa pentru că este prins aici într-o piesă și se poate pune aici jos ca să fie mai protejat și mai ascuns. Sau îl putem pune înapoi aici. Au loc accesoriile lui aici. Aici este o torță, îi putem pune aici bagheta cea magică și să-l punem pe el în scaun. Haide. Că doar este a lui, nu? Am uitat să precizez că acest set vine și cu cartea monștrilor. Este care are o pagină printată exclusivă cu jumate de cap de al lui Burnsy, face referire la transportorul lui Axel. Eu punem în mână. Haide, doar ține cartea asta magnifică. Așa. Numai bine, putem spune că poate pleca, dar nu, pentru că va trebui să-l punem pe Sparks aici, pentru că asta nu se mișcă singură. Așa, dăm jos lanțurile astea pe aici și le prindem de mâini, bine, de fapt de brațe de aici, de la... Haide, vină cu acele. Of, greu cu lanțul ăsta. Și prindem și partea cealaltă aici, haide. Așa, și am prins și el poate... trage toată asta. Aici este un cufăr care are 2 bănuți de aur. Oh, am uitat să precizez că aici mai este un sticker. Mai de aproape. Cu o scară aici unde pot trece, să zicem, ceilalți. Dacă mai sunt alți monștri, aveți loc unde să-i puneți. Se vede interiorul unde este închisoarea lui pentru cavaleri, mini închisoarea, locul unde stă, steagurile și cum este decorat totul. Și cam ăsta a fost setul. Să vă spun nota mea finală. Îi dau acestui set 10 din 10. Este foarte asemănător cu serialul, îmi plac detaliile, îmi plac stickerele, îmi plac minifigurinele pe care le are. Cartea moșului este exclusivă, gestul la fel în primul wave era exclusiv până să apară și portăreața lui gestul sau castelul lui gestul din Lavaland. Sparks este exclusiv ca și monstru, Lens nu este comun. Era un set foarte bun, atunci este și acum pentru mine, deci 10 din 10.